A început să joace tenis la 6 ani din dorința mamei. I-a plăcut și acum este pe urmele lui Roger Federer, favoritul lui. Matei Todoran a participat la numeroase competiții și s-a clasat pe podium, inclusiv la dublu și cu echipa națională. A mai practicat basket și schi. Mi-a plăcut mult mai mult tenisul. Pare ceva ce mă fascinează. Îmi place că totul depinde doar de mine. Nu trebuie să mă gândesc și la alți factori. Recent s-a întors din Franța, unde a avut loc cel mai puternic turneu dedicat juniorilor din întreaga lume, Le Petit Zas. Pe când avea 14 ani, Federer a reușit să ajungă doar până în optimi. Matei, la aceeași vârstă, a jucat acum în semifinale, după ce a intrat direct pe tabloul principal. Am fost destul de obosit la final, pentru că am jucat multe ore și a fost destul de greu. A fost printre cele mai bune turnee ale mele și mă bucur mult, acum am mai multă încredere în mine. De 7 ani n-am mai avut pe nimeni să fie în semifinalele acestui turneu. Și semifinala care pierdut-o, nu a reușit să se concentreze, eu cred că altul era rezultatul și trebuie să ne luptăm. Puștul din Cluj-Napoca vrea să ajungă și pe tabloul principal de la Wimbledon, deși suprafața lui favorită este hard. Sper să ajung la Wimbledon. Mă fascinează turneul cu tradiție. Pe hard simt că joc mai bine și se potrivește stilul meu mai mult.